O să comentez eu în locul lui Risk. Iată că a început meciul între cele mai slabe două echipe din concurs. Avem pe de-o parte echipa 1, cea mai slabă echipă ever. Ai chiar zis ceva sau? Am pornit eu audio. Bun. Ziua bună, dragii mei, am reușit să-l gonesc pe Robert de la microfon suficient de repede încât să nu strice nimic din joc. În fine, după lungi amânări am reușit să programăm și să dăm drumul acestei finale. O finală între Bănel Nicoliță și Swag Swarm, două echipe care, sincer, nu m-aș aștepta să ajungă în finală. Cu atât mai puțin pentru că au, deci, sunt echipele cu cele mai ridicole nume pe care le-am auzit până acum. Deci doar pe motivul ăsta nu credeam că o să ajungă, dar na. Vom vedea ce iese. Avem Bănel Nicoliță în partea dreaptă a hărții cu doi protoși și Swag Swarm, Zerg Teran în partea stângă, lângă sus. Să vedem cine au plecat cele două echipe. Tind neapărat să vă aduc aminte că meci, finala este un best of 5, nu mai jucăm 3 meciuri, vom juca maxim 5, deci trebuie o echipă să câștige 3 meciuri pentru a câștiga turneul. Și să vedem care va fi în stare să facă chestia asta prima oară. Un wall of rapid din partea Terranului. Să înțeleg că strategia Swag Swarm am să presupun de fapt și mai mult ca sigur asta va fi. Terranul va menține o postură un pic mai defensivă în timp ce Zergul va încerca să fie mai agresiv. Asta este ceva ce am mai încercat și le-a ieșit destul de bine. Între timp, până în Nicoliț, pretty standard cu gateway-uri și cam atât. Nimic special. Da, avem o postură nu agresivă, dar economică din partea Zergului, pentru care a sacrificat destul de mult defense și bănesc că Terranul va fi cel care va produce unități mai multe pentru a menține baza apărată. Ia să vedem exact ce se întâmplă. Un Forge vine aici rapid din partea Protosului Portocaliu, ceea ce înseamnă că cei merg pe o chestie similară, cu unul dintre cei doi încercând să apere baza, iar celălalt făcând altceva. Vedem exact ce va face și Protosul Roșu. Un Cybernetic Score, deci va merge un pic mai mult pe tech decât cu echipierul său. Și avem deja un Wall of, cred că e tight, nu pot să-mi dau seama. Poate testa foarte ușor luând această probă și comandând-o să iasă un pic din bază, dar nu vor să testeze chestia asta încă. Ah, și un cannon, frumos, deci va fi o mică apărare. În schimb, Terranul vede, a scanat și nu știu exact ce anume vede. Vede wall-ul, deci ar trebui să știe că nu poate intra. Între timp are și el 3 marini și triple hatch din partea Zergului, frumos. Frumos, vom vedea multe unități, cred. Chiar foarte multe. Să vedem cât de repede va fi în stare să-și ducă macro într-o poziție în care se suporte o armată foarte mare și, mai important, reproducerea armatei acelea. Pentru că Zerg, în general, au unități slăbuțe comparativ cu restul raselor, dar au capacitatea de a reproduce o armată extrem de repede. Se bazează în principiu pe trade-uri eficiente mai mult decât o armată extrem de puternică care să o mențină și doar să aducă aici pe acolo câteva întăriri. Gateway din partea Protosului Roșu și nu știu exact ce vrea să producă cu el. Asta e bun de score, deci probabil că este același build de Turtle plus plus carriere pe care l-am mai văzut și cu un expansion va fi ok-ish pentru economie, dar tot e un build lent și un build pentru care trebuie să fii lăsat în pace foarte mult timp, să joci extrem de pasiv. Nu stat mult nu stat de sigur că va fi foarte bun, mai ales pentru că l-am văzut mult în acest turneu. Ar trebui deja playerii noștri să știe
care este counterul pentru acest build, care are o slăbiciune foarte puternică în mid-game, până se strângă acel număr de carry. Dacă ești extrem de pasiv, s-a terminat. Trebuie un atac rapid până numărul de carry se strângă și în general nu prea ai cum să apere așa ceva, pentru că unități au aproape zero, au un singur zelot și un sentry, deci apărarea este mai mult aici, în încercarea lor de a menține zidul nespart. Mai mult de atât, văd că doar teranul are o armată cât de cât decentă pe câmp în momentul de față și e supply blocked. Sunt de grav, nu știu dacă ți-a dat seama. Oh, pa da, e ok. Și prin research, e frumos. Active Forces în momentul de față, Swag Swarm este un pic înainte, dar să vedem exact ce va face Zergul, pentru că cu economia asta extrem de puternică, el e cel care e posibil să domine acest joc. Roaches, nu va reuși mare lucru cu Roaches împotriva carrierilor. Dar vedem dacă e doar o mișcare defensivă sau chiar vrea să facă un atac cu el. Unde a scanat? A scanat la protosul portocaliu. Nu știu exact dacă au văzut carrierele. Nu, absolut deloc. În momentul de față văd doar Phoenix și știu de Phoenix. Nu cred că vor reuși să deducă prea mult din treaba asta, mai ales că nu vor nici fel de formă să meargă un pic mai agresiv. Avem în schimb Hydralis Den, care e pe cale să termine pentru Zerg și cred că mare parte din atacul ăsta se va concentra în jurul hidrelor plus roaches. Și problema e că doar hidrele contează într-o astfel de luptă, pentru că carrierele nu le vor păsa de altceva. Avem câte deja scoase. Avem una momentan, dar se apropie a doua și a treia. S-ar putea să aibă vreo 5, dacă nu 6, până când armata se chinuie să facă un push până la baza inamică. Iar mariniștea sunt destul de periculoase, să vedem cât de departe va ajunge teranul cu ei. Le-au atacat un overlord și intră în bază un pic pentru niște scouting și probabil niște harass. Va vedea Hydralis Den-ul, dar între timp avem un atac intrarea în bază cu niște marini, niște marauders și un tank. E destul de ok. Știe ce e aici și va reuși oare să apere cu 3 cannon? Nu cred. E un pic cam frică. Problema e că e destul de puternic armata asta, nu știu însă cât de mult vrea să dea de gol. Ar putea ține, dar nu, va fi nevoit să arate carry-urile. Armata asta va pica cu siguranță, să vedem dacă se va retrage Zergul, dacă va veni și el către măcel. Ca forțe active, momentan teranul e pe 0 și avem 3 carriere sau doar... Da, doar 3. 4 și pe cale să vină 5. Da, destul de slăbuț în momentul de față Swag Swarm ca apărare. Iar numărul carry-urilor crește. Crește și deja e periculos. Expansionul ăsta va cădea. El nu... Nu i-a dat cancel? Da. 4 și cu 5 carry-uri până acum. E aproape îndeajuns. Armata asta este destul de scary. E capabilă să spargă și aici dacă nu intră direct pe la bază. Dar ce fac playerii noștri? Avem Corruptor din partea Zergului. Nu știu dacă e mișcare chiar atât de bună, având în vedere că deja avea Hydra Den.
vor intra aici Phoenix și doar ca să vadă un pic ce se întâmplă și vor vedea că Raptorii, dar sunt puțini, încă au șansă să câștige cu... A, nu, m-am înșelat, nu sunt puțini, sunt chiar mulți, e ok. Un număr atât mare de Raptor ar trebui să facă treabă. Dar trebuie să tragă cherile mai în spate. Ce s-a întâmplat? A picat un carrier, al doilea. Și Marini a atacat pe o parte. A picat oare și un al treilea carrier? Se pare că da. A picat și al treilea. Numai numărul carrier în momentul de față contează. Restul armatei nu poate învinge ce e pe aici. Marinii sunt un mare pericol, iar resetarea numărului carrier este un lucru fenomenal. Au mai rămas doar 2 din 5 câte erau. Pentru că în momentul de față, fără un standing army, Bănel Nicoliță nu poate face mare lucru, din păcate. Toată șmecheria lor era numărul mare de carrieri, fiind împins înapoi la 5, unde puteau acum să aibă, cred că 10 sau 9, ar fi fost o poziție mult mai bună pentru ei. Acum sunt destul de împinși într-un colț de un număr destul de puternic de unități din partea de Swagstorm, care va intra până la urmă pe rampa asta și va cam distruge tot. Avem 19 caracter cu versus 5 cherere. În mod normal nu prea ai ce să mai faci. Patru cherere, unul a fost distrusă. Și în același timp vor ataca și pe aer și pe pământ. Cherele vor pica inevitabil în fața atâtor caraptări. Phoenix și pot doar să caiteze un pic, dar mai mult nu. Și chiar dacă reușesc să bată caraptări ăștia care nu au fost deloc bine... trebuie tras în spate cherele, în spate, nu! Venit. Surprinzător de prost controlul din partea lui Swagswarm. Trebuia să pice mult mai multe carrier în momentul de față. Au dat o armată complet moca. Și au permis... să rămână în acest joc, când de mod normal nu ar fi trebuit. Deci cu raptorii aia, bine, ar fi fost foarte ok sacrificial dacă trebuia să distrugă carrierile. Dar au fost lăsate de izbeliște, nu au atacat ce trebuia. Și au permis lui Bănelicăniță să rămână în acest joc. Iar încetul cu încetul numărul de carrier va reveni cât de cât. Asta e chestia, dacă ajunge într-un punct extrem de scary, nu vor mai reuși mare lucru. Problema e că this is kind of the end, pentru că nu mai au armată de sol cu care să ajute toată treaba asta. Protosuportul care mai are doar 3 Phoenix. Și fără niște carne care să tancheze pentru aceste carrier, ele vor dispărea automat. Deci după cum se vede, unul a picat, o să pice acum și al doilea, și al treilea, cel mai probabil, și apoi și al patrulea, și apoi este game over. Deja gata, s-a terminat, nu mai este nevoie de niciun fel de caraptor să fie produs. Pot intra direct în armata de sol cu care vor da steamroll style, motostivuitor aici. Nu motostivuitor. Anyway, ignorați porția pe care v-am mai spus-o, dar vor intra automat și s-a cam terminat. A fost un meci frumos, ați fi zis, s-au făcut greșeli, într-adevăr, destul de fundamentale, dar overall nu a fost un meci urât, a fost un meci în care Swagswarm a reușit foarte, foarte ok să se adapteze armatei pe care au avut-o Bănel Nicoliță și au reușit să le pună capăt acestei strategii foarte turtle-i și foarte lente. A reușit într-un final să-și dea seama că it's over și asta a fost pentru primul meci. Un victorie destul de decisivă pentru Swagstorm, care crește la 1-0. Să vedem acum ce ne pregătesc băieții pentru meciul 2. Luăm o scurtă pauză până revenim și până hotărâm și harta și vom vedea. Rămâneți cu noi!
Continuăm cu meciul 2 din acest Best of 3. Am pornit pe loading screen pe Greystone Ravine. E aceeași hartă o ales-o. Interesant. Să vedem dacă... Cu siguranță nu vor încerca același lucru băieții de la Bănel Nicoliță. Poate au ceva mai mai special pentru noi. S-au inversat de data asta spawn pointurile cu Bănel Nicoliță pe partea stângă și Swagswarm pe dreapta. Teranul și Zergul nostru au obținut o victorie destul de frumoasă în meciul trecut. Credeți că vor reuși să facă la fel și meciul 2? Posibil, posibil. Au... După câte am observat din toate meciurile lor, ei sunt destul de hotărâți să atace pe la acel minut 10-11, ceva pe stilul ăsta. High 9-30 cel mai devreme în funcție de ce strategie folosesc. Fix același opening din partea teranului. Și Zergu probabil că la fel va face. Nu văd de ce s-ar chinui ei să modifice absolut ceva, pentru că meciul trecut a fost foarte frumos, a fost o victorie bine meritată. Au făcut într-adevăr câteva greșeli care i-au oprit să câștige mai repede decât ar fi trebuit. Dar overall au demonstrat că au avut o strategie superioară și o execuție destul de bună. Să vedem ce va face data asta Bălniculiță, fiind puși în postura de a lupta iar cu fix aceeași tactică. Iarăși avem un zerg care intră punările expansion și un teran care va menține baza apărată. Un scout rapid va reuși să vadă cât de cât ce se întâmplă aici, dar nu... Nu știu exact dacă se va uita, nu va duce, va face un mic harass pe SCV și va vedea oare baza, da, îl scoutează și pe Zerg, vede expansion-ul rapid, dar trebuie să-și dea seama că nu are încă un spawning pool terminat în bază, deci nu e niciun atac rapid, dar niciun timing care să vină pe la minutul 7-8 cu Zerglinci, să zicem. Cybernetic Core cu Cybernetic Core. Deci cred că vom vedea din partea băieților de la Bănel Nicoliță un atac cu Blink Stalkeri. Am mai văzut chestia asta de la ei și a fost destul de ok meciurile trecute. Mi-aduc aminte în un meci cu NAD în care a reușit să facă atacul ăsta cu Blink Stalkeri să meargă. Să vedem asta ce vor să facă. Scan frumos din partea teranului, vede Cybernetic Core și Forge cu un gateway, deci ar trebui să-și dea seama cât de cât că este un build destul de lacom, care vedem destul de puține unități, avem un singur zelot între cei doi playeri. Bine, nici că Swagsor merge pe ceva mult mai agresiv și iau doar 3 marini cu totul cu care să poată să facă vreun damage. Se vede destul de clar că teranul sacrifică puține economie în număr de workeri pentru a scoate acești marini, are 17, pe când playerii mai avansați au 22, 21, 19 mai puțin, dar se vede că a intrat un zelot în ecuație și rotație. Și avem Sentries, un atac cu Sentries și Blink Stalker sau Immortal, nu... Ar putea face un Sentry Immortal push, un atac cu Sentries care să oprească rampele și Immortalii care să dea mare parte din damage, dar nu... Nu văd încă din partea niciunui un Robotics Core, deci... Robotics Facility, pardon, deci nu cred că va fi asta. Cel mai probabil atacul va fi de stalkeri, cred. Și drept nu poate să fie doar sentries. Va trebui să înceapă cât de curând să se hotărască ce vor.
un proxy pylon aici frumos. Deci atacul va veni cu siguranță. Iar armatele din partea, da, după cum am zis, sunt stalkeri. Nu avem blink din partea niciunui dintre playerilor noștri, protoși nu vor să meargă deloc pe acel Twilight Citadel sau cum se numește. Twilight Council, pardon, prin care să researchuiască acel blink. Să vedem ce va face Terranul. Dar ei se țină, cel mai probabil nu, mai ales cu întâlnirile care vin. În momentul de față, deja zerguri ar trebui să fie grijorat, are doar 6 zerglingi pe care le va ține înapoi, dar producția tranului deja e campată. It's kind of over, dacă ar fi să judec acum, pentru că deci teranul nu o să mai aibă niciun fel de producție după vreo 20 secunde dacă vor focusa aceste gândiri, ceea ce ar trebui să facă. Eterele curg în momentul de față și avem câțiva zerglingi care vor face un mare nimic, pentru că erau mult prea puțini. Da. Și uite așa, cel mai probabil avem un 1-1. S-au auzut puși într-o poziție foarte slabă după meciul trecut Bonel Nicoliță și a dat seama că nu merge cu un build atât de lent și de turtle-ish cum a fost acela cu carrier-ele. Și pentru că se lasă deschis acelui timing attack 10, așa că s-au hotărât să facă un atac și mai rapid, foarte bine executat, prin care au intrat pur și simplu, au dat buzna în casă, bună ziua, ce mai faceți, la revedere. Și it's kind of over, pentru că nu mai avem nimic din partea niciunui din playerii din Swagsorb. Da, ok, este aici un hatchery, trebuie să abdute geaba, s-au prins și ei și au dat GG-ul, avem un 1-1. Foarte frumos, e... Îmi place că nu este absolut deloc one-sided lupta asta până acum. Vom reveni imediat și cu meciul 3, în care să vedem cine va fi primul care va sparge această egalitate. And we're off! Meciul 3 pe Geosync Quarry. Nu știu dacă am mai văzut harta asta până acum, chiar nu mi-aduc aminte. Nu? Clar nu, asta e o hartă nouă, o vedem pentru prima oară în finală. Foarte ok. Să avem și astfel de hărți noi pe care niciunul dintre noi nu l-am mai văzut. Nu știu acum playerii cât de bine le știu. Swagsworn, pentru că au ales-o, cu siguranță au avut măcar un meci pe ea. Dar să vedem dacă se pricep cât de cât și Bănel Niculiță să facă câte o chestie pe harta asta. În partea dreaptă, la ora 5, avem
pe playerii din Swag Swarm, Zergul și Teranul nostru. Iar la ora 10, 9 jumate, something like that, Bănel Nicoliță, cei doi protoși, care au revenit după un o pierdere, dar un dezavantaj în meciul 1. Au revenit cu un atac foarte rapid și extrem de puternic, pentru care Swagso nu a fost absolut deloc pregătită să răspundă. Au avut foarte puține unități și mergeau pe cale mult mai economică, nu au vrut să... Au scautat, au avut câteva scanuri, dar nu au mers deloc în jurul bazei să vadă piloni, să vadă de warping-uri, nimic de genul ăsta. Și sunt foarte curios ce vor face playerii noștri în momentul de față. Nu cred că Swagson va face ceva deloc diferit față de meciul trecut, deși să zicem că poate ar trebui, dar nu cred că vom vedea asta, pentru că nu prea e stilul lor. Ne-au arătat că au destul de mică flexibilitate în ceea ce fac în early game. Un spawning pool de data asta nu a mai mers pe hatchery first, cel puțin nu Zergul. Cred însă că va fi doar un pic defensiv, nu va fi un atac. Să vedem, e curios. Cybernetic score din partea Protosului roșu. Poate vedem același lucru ca meciul trecut? Nu știu, vom vedea. Da, alt cybernetic score. E posibil. Deci chiar e posibil. Următoarele câteva minute vor fi decisive. Aici zice că în 3-4 minute, nu, 4 minute e prea mult, dar 3 minute ar trebui să știm exact ce se va întâmpla în meciul ăsta. S-au asigurat destul de ok Bănel Nicoliță cu acest pilon aici, împotriva oricărui fel de back attack, care, surpriză, chiar vine. Ar trebui să nu fie o mare problemă cu ce unități au acum. Un Sentry 2 ar trebui fără probleme să își dea seama exact care e treaba cu atacul ăsta. Să vedem dacă Zerglingii vor ataca în primul rând, sau dacă vor ataca. Și dacă da, pare că vor ataca, sau dacă văd și pilonul, nu. Nu am nici mai vagă idee că atacul ăsta e văzut, dar pilonul vede, știe. Și avem deja Mothership Core-ul care se duce să se ocupe de cei 6 zerglingi care au venit aici doar așa ca să vadă ce pot face. Două Mothership Core-uri de fapt, foarte frumos. Altceva mai avem? Nu. 10? Sta, nu înțeleg, vrea să fie un Tenpool? E mult prea târziu. E mult prea târziu și nu e deloc necesar cu două Mothership Core-uri, ar trebui să nu fie niciun fel de problemă în apăra chestia asta. Să vedem. Da, protoșii noștri merg aparent pe fix aceeași strategie, niciun fel de stres, niciun fel de nimic. Aceiași Blinkstalker vor veni și proba scapă, e o chestie foarte importantă. Deci proba asta nu a fost văzută împreună nici cu asta și vor reuși să pună acei piloni în față pentru un scouting rapid. Atacul ăsta de marin e iffy. Nu știu exact ce vor reuși să facă. Nu doar să nu se dea de gol, dar să... Trebuie un warping în bază în momentul acum. E destul de urgent. Prima rundă de stocare automat trebuie să fie în vază, să împingă astea înapoi. Zerglingii vor reuși într-un final să distrugă pietrele astea și sunt destul de mulți. În schimb, dacă avem prima rundă de warping în bază, cum ar trebui să avem, și da, într-adevăr avem, n-ar trebui să facă mare lucru, chiar nimic. Da, să vedem ce urmează.
trei stocări vor... Nu, nu cred că vor cădea, dar toți cel puțin. 1, 2... Au căzut 3, dar numărul de zâmbii sacrificat este foarte, foarte mare și acum... Posibil să vedem un schimb de baze în meciul ăsta. Cred că acum, imediat ce a plecat Bănel Nicoliță, Spexon va profita și va încerca să bage unități iarăși în baza lor. Un scan vede că nu e nimic, deci... ar trebui acum să știe că vine ceva. Și nu vine ceva mic, vine ceva destul de masiv. Pentru care nu văd un răspuns. Văd două benchuri care nu vor face mare lucru fără cloak. Să vedem, are cloak? Nu are cloak. Dar nu vor face mare lucru două benchuri și patru... 4 roaches? Nu, îmi pare rău, e mult prea puțin contra un număr atât de mare de stalkeri? I'm sorry, nu. It's again, cu aceea strategie este aproape over. Mai ales că... Deci, i-au lăsat pur și simplu să intre, n-au avut niciun fel de viziune în porțiunea asta a hărții. Le-au făcut același lucru lor, ceea ce am încercat ei să facă. Și teranul nu mai are absolut nimic, pleacă cu comentatorul și Zerg în momentul de față este pus în situația de a încerca să apere o bază cu 5-6 roaches și câțiva zerglings. It's never going to happen. Au avut o șansă destul de bună să facă un pic de damage la începutul jocului, dar nu au profitat frumos de ea și au căzut prea din nou fix acelea strategii care i-a bătut și data trecută. Un atac pe la 9 minute cu stalker care e destul de puternic pentru Bănel Nicoliță. Până acum și-a făcut treaba foarte bine cu el. Așteptăm acum să vedem cât vor mai sta până își dau GG-ul. Zergul deja este absolut eliminat, cu 3 stalkeri aici se termină toată treaba. Singura șansă terenului ar fi fost aceste CV, dar e nu. Prea târziu, acum, de-abia dacă și-au să aminte să-i ducă în altă parte. Atacul ăsta cu benchuri pe care l-am lătat, îmi cer scuze pentru asta, este posibil să facă un pic de damage. Dar, cu întoarcerea acestei armate, nu vor reuși să facă mare lucru. Să vedem, în schimb, ce vor face cu acel cloak. Ok, mai mult ca sigur că nu vor reuși să facă mai nimic. Dar vor trage de timp, vor trage de meciul ăsta destul de mult. Pare că crisis managementul din partea Bănel Nicoliță cam scade în momentul de față. Nu... niciun fel de... deci un singur Robotics Facility pus oriunde acum pe hartă cu un Observer scos, le-ar câștiga jocul. Automat. Deci nu, nici nu se mai discută. Au nevoie de un Robotics Facility și nu de tragere de timp și încercarea asta de a distruge... distruge bazele. Ok, da, ar putea reuși, dar după toată treaba asta, automat va urma și o perioadă în care trebuie să... ce? Să vâneze bazele inamice destul de disperat, să le găsească, să le distrugă. Între timp, ușor, ușor, bazele astea se duc. Dacă pică și acest ultim Nexus, nu știu câți bani mai au. Asta... pe ăsta cu siguranță nu mai are bani încă unul și nici ăsta. Deci ei nu mai au capacitate. Ba da, mai au. Cer scuze, mai au aici un Nexus, ce e destul de ok. Dar era mult mai important... aproape că a picat. Și dacă pot distruge aceste benchuri, e destul de game over, mai ales că bazele astea vor fi descoperite. Sunt foarte ineficient din partea Bănel Nicoliță, dar da, era
era inevitabil câștigul lor, a zice, pentru că nu, cu 3 banshuri, da, ok, poți încerca să distrugi baza inamică, dar armata aia întotdeauna îți va găsi și îți va distruge baza mult mai repede decât reuși tu să faci vreo treabă cu acele... cu acele banshuri. Problema e că, sigur, trebuie neapărat să ducă undeva în porțiunea asta aceste bărăci, pentru că doar așa pot forța cu puțin noroc un draw. Dacă ar putea să ducă bărăcile în partea asta, dar nu. Nu vor să facă treaba asta. Puteau să le ducă aici, să le mențină în afară și să încearcă să se strugă chestia asta și să forțați un draw. Dar se pare că nu. Nu le-a trecut chestia asta prin cap și au pierdut al doilea match. 2-1 pentru Bărân Nicoliță. Cu o strategie, din nou zic, frumoasă și bine executată. Niște scăpări spre final în care au luat o decizie destul de slăbuță cu cum să se descurce cu acele benchuri, dar în rest mi-a plăcut. Acest al treilea meci, dacă mai aveam timp de el, nu știu, stați un pic să ne hotărâm și voi reveni imediat. Se pare că nu vom mai juca și în al patrulea meci, pardon, nu al treilea. Deci rămâne pentru mâine să vedem exact cum se va termina această finală. Foarte frumos până acum, un 2-1. S-a jucat frumos, s-a jucat bine, curat și am văzut o variație destul de frumoasă în strategii. Vă aștept mâine pentru concluzia unei finale care până acum zice că ar fi cele mai frumoase meciuri. Sunt, chiar sunt. Oricum. Ne vedem mâine!